Bine v-am găsit! Iată că suntem la prima ediție a concursului Refresh pentru frumusețe. Deja cunoașteți conceptul, este unic în Ploiești și are un singur scop, acela de a mai răsfăța femeile din Ploiești. Suntem alături de prima câștigătoare a concursului Refresh pentru frumusețe, Emma Popescu, și propun să o cunoaștem, să începem prin a o cunoaște. Bună, Emma! Bună, Dana! Ia spune, cum te-ai înscris la, cum ai hotărât să te înscrii la concursul nostru? Am văzut panou, mi-a plăcut ideea și m-am gândit că mi-ar prinde bine un refresh. Mă chinui de foarte mult timp să ajung la unghii. Băi, astăzi, deja știi, ne-am gândit să-ți oferim câteva ore de relaxare în care vei beneficia de un refresh pentru frumusețe la Apollo Beauty Salon. Împreună deja am discutat cam ce îi place Emei, asta este ideea, să vorbim cu voi mai întâi, să facem exact ceea ce vă place și să ne apropiem cât mai mult de ceea ce vă face pe voi să vă simțiți confortabil. Emma, eu propun să intrăm, ne răsfățăm la salon, după care mergem și alegem și o ținută, ok? Da, ok. Hai! Bună ziua! Emma, bine. Ea este Emma Popescu, e câștigătoarea primei ediții a concursului Refresh pentru frumusețe. De ea vă veți ocupa astăzi, aveți un singur rol, acela de a o răsfăța. Terminat procesul de transformare al Emei. A fost o zi în care s-a răsfățat, în care Afi Ploiești a răsfățat-o la maximum și a vopsit părul, și-a făcut manicura, și-a făcut pedicura, s-a aranjat. I-am ales haine potrivite pentru ea. Am încercat puțin să o scot din zona de confort, dar s-o las totuși acolo, în sensul că i-am ales niște haine pe care le poate purta în viața de zi cu zi fără nicio problemă. Hai să vedem pe Emma. Emma, da? Hai să te vezi în oglindă. Da, hai, vino cu mine. Iată. Au. Da, total diferit. Ia. Da, foarte elegant așa. Frumos. Gata, sunt gata de. Ai fi purtat asta până acum? Nu. De ce? E prea sofisticat pentru mine. Da. Pentru Emma, care în viața de zi cu zi se simte foarte bine în jeans, în Adidas, în tot felul de lucruri foarte comode, este o schimbare. Mulțumesc foarte mult! E superb! Refresh pentru frumusețe, am avut emoții și eu, pentru că, așa cum v-am zis mai devreme, am simțit-o pe Emma, s-a simțit foarte răsfățată, îmi spunea la salon că se simte ca o divă. E super, nu o să mă decunoască copiii, nici soțul. Păi în seara asta cred că ești îmbrăcată potrivit pentru o cină romantică. Așa că să ne spui cum a fost și să ne spui care au fost reacțiile. Da. Vă invităm. Mulțumesc. Să vă înscrieți și luna octombrie la Refresh pentru frumusețe. Că merită. Concursul, da. Care vrea să vă ofere niște clipe de răsfăț, să vă ofere niște timp pentru voi, pentru că știm cât de greu e în viața de zi cu zi să, nu știu, să notăm, să bifăm toate task-urile. Refresh pentru frumusețe, un concept de concurs unic doar la Afi Ploiești.